Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Florentin YouTube și astăzi vom vorbi despre evenimentul FA Cup și cum să profitați la maxim de acest eveniment, având în vedere că el se termină în aproximativ 3 zile, deoarece la ora la care filmez eu mai sunt aproximativ 4-5 ore până se dă resetul de la ora 22, deci de-aia acolo ați văzut că mai sunt 4 zile, dar cu adevărat, mai sunt 3 zile din acest eveniment, după care el va fi înlocuit de Treasure Hunt, dar despre asta vom vorbi într-un alt videoclip. Astăzi, în prima parte a videoclipului, o să vă prezint evenimentul FA Cup ca și un concept în FIFA 20, deci pe consolă, băieți, iar după aceea vom vorbi despre creșterea prețurilor la anumiți jucători de la FA Cup și când ar fi bine să investiți în anumiți jucători dacă doriți, desigur, nu vă obligă nimeni să investiți dacă nu doriți, deoarece poate să fie un risc, poate să nu fie. Am investit și eu vreo 20 de jucători, o să vedeți asta în următoarele momente, dar mai întâi lăsăm prima parte la vederea publicului, nu va dura foarte mult, va dura aproximativ 2-3 minute, cu niște carduri geniale făcute de un băiat genial. O să vă las Facebook-ul său în descrierea acestui video dacă doriți să-l contactați vreodată la un concept pe FIFA 20 sau FIFA 21 ce va urma. Se pricepe și îi mulțumesc foarte mult, cu ajutorul său vă arăt și vouă aceste carduri geniale. Și eu revin cu partea a doua în care voi vorbi despre creșterea prețurilor la jucătorii de la FA Cup, deci rămâneți aici pentru că sigur va merita. Shadows in the night.
Da, băieți, bine v-am găsit la partea a doua din cadrul acestui videoclip în care vă arăt creșterea exponențială a prețurilor de la evenimentul FA Cup, exact cum s-a întâmplat și la evenimentul imediat și la evenimentul Golden Week, exact așa se va întâmpla și la evenimentul FA Cup. Deci, ultimul eveniment a fost Golden Week, din acesta care durează puține zile, de Team of the Season so far nu voi vorbi, dar despre Golden Week să vă arăt jucătorii de 90 la ce preț îi găsiți în acest moment, îi găsiți la 700.000 de bănuți, au fost tot 300-400.000 de bănuți, uitați, sunt și jucători la 600.000 de bănuți, dar acești jucători gândiți-vă că au fost 400.000 de bănuți, chiar 300.000 de bănuți. Deci prețurile au crescut la acei jucători, asta se întâmplă la orice eveniment, dar acum, revenind la evenimentul nostru FA Cup, să vedeți ce prețuri au jucătorii noștri de 90+, o să punem aici, la Buy Now, prețul de 375.000 de bănuți și găsiți jucători. Găsiți jucători dacă dați refresh, puteți folosi și aplicația de autoclicker, dar nu vă garantez că veți lua sau nu veți lua bani. Unii vor lua bani, probabil, unii nu vor lua. Cel mai sigur este să dați voi click, pur și simplu. Autoclickerul vă dă el singur, vă cumpără singur acești jucători. Dar mult mai simplu și sigur este să vi cumpărați voi. Dar după cum vă spuneam, dacă doriți să cumpărați de jucător 90+, uitați filtrul 90+, preț sub 375 de bănuți, evenimentul FA Cup. Și găsiți jucători, ați văzut că se găsesc jucători la acest preț. De obicei refresh-ul vine la o oră fixă, deci cum ar fi 6:30, 7 și așa mai departe. Deci aceștia sunt jucători, acesta este filtrul, puteți să luați și jucători de 99+. Haideți să vedem cât este un jucător de 98 totuși, chiar dacă am zis 99+, parcă jucătorul de 98 este sub 1.100.000 de bănuți. Haideți să vedem, acesta cred că va crește peste, să spunem, 2 milioane, pentru că prețul de 1.100.000 de bănuți este foarte, foarte micuț. Deci 1.200.000 de bănuți, haideți să vedem dacă îl găsim, cu siguranță îl găsim. Nu se mai găsește la 1.200.000 de bănuți, se găsea când m-am uitat eu înainte de a filma acest videoclip. Hai să pun 1.400.000 de bănuți, așa ar trebui să se găsească jucătorul și da. Uitați-l aici, băieți, jucătorul de 98 la 1.300.000 de bănuți. Deci dacă cumpărați cu 1.300.000 de bănuți, puteți să-l vindeți cu 2 milioane, dar este pe riscul vostru, desigur. Nu garantez că va crește prețul. Trecem la jucătorul de 99, Almiron, este 3 milioane, băieți, foarte, foarte ieftin. Almiron. Și acesta, în mod normal, ar trebui să ajungă peste 5 milioane, uitați-l, este la sub 3 milioane de bănuți. În ăsta chiar ar merita investit, cu siguranță crește, deci nu are cum să mai scadă, sub 3 milioane imposibil să ajungă băiatul ăsta, deci sub 2 milioane, acum este 2.100.000, deci sub 2.900.000 de bănuți, n-are cum să ajungă Almiron, ar fi prea de tot. Se găsește și la 2.100.000 de bănuți, dar asta doar la snipe, dacă aveți autoclicker, puteți să luați la 2.900.000 de bănuți și după îl vindeți la 2.900.000 de bănuți, profit 800.000 de bănuți. Pentru vreo 30 de minute de lăsat autoclickerul să vă cumpere jucătorul, dar vă spuneam că puteți lua bani pentru această mare profitare. Acum vă arăt ce jucători am cumpărat eu. Jucătorul de 93 acesta, hai să vedem cât este la suggested price, este undeva la 500.000 de bănuți, puțin sub 500.000 de bănuți. Desigur, acesta nu l-am cumpărat, l-am luat de la eveniment. În schimb, am cumpărat jucătorii de 90, uitați, foarte mulți jucători de 90. Și jucătorii sub 90 am prins de la eveniment. Deci cam aceasta este metoda de făcut coins în momentul acesta. Desigur nu este o metodă de făcut coins de la 0-3 să aveți acolo pe cont peste vreo 2-3 milioane ca să luați câțiva jucători. Ia uitați-l pe Almiron, a mai apărut la 2.200.000 de bănuți. S-a vândut și la 2.900.000, deci dacă îl prindeți la 2.100.000 de bănuți, 2.200.000 de bănuți, îl puteți vinde imediat cu 3 milioane și ați făcut profit. Dar puteți lua după aceea bani și ați pierdut toată munca depusă pe acest cont în decursul a un an de zile sau cât ați muncit voi să jucați pe un cont.
Cam acesta este videoclipul de astăzi, băieți. Cam așa puteți voi profita de evenimentul FA Cup. De asemenea, dacă aveți jucători prin club făcuți la evenimentul ăsta, nu-i vindeți acum, prețul e foarte mic. Vindeți-i după eveniment, cam să zic 2 săptămâni, 14 zile. Deci cam la 14 zile după eveniment, ei trebuie să se scumpească, neapărat trebuie să se scumpească. Sau, dacă joia aceasta, când se termină evenimentul, nu va apărea în acea seară alt eveniment, ar fi un semn că prețurile vor crește. Deoarece la următorul event vor apărea anumite SBC-uri cu jucători de 86 plus. Puteți investi și în jucătorii aia, sunt sub 150.000 de bănuți, nu v-am arătat, dar îi găsiți la sub 150.000 de bănuți la Snipe. Și cu acei jucători puteți face SBC-urile în prima seară și de aceea cresc prețurile. Deoarece mulți doresc să facă acele SBC-uri pentru token, rank up, să-și crească repede echipa, după aceea să joace cu echipa mai crescută la acel event. În momentul de față fiind vorba de Treasure Hunt, acesta va fi următorul eveniment. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim la următorul clip. Până atunci, toate cele bune, pa, pa!